O să avem o zi foarte plină, mergem pe cheiul Dâmboviței, o să ne imaginăm că e Tamiza, o să mergem pe o clădire foarte spectaculoasă, de unde se vede Bucureștiul, o să mergem la Scrimă, Angard, și o să mergem la mine, la un ceai după. Excelent, abia aștept. Hai să facem un selfie. Am terminat șefă de promoție la Harvard, Oxford, Stanford, Berkeley și Petrol Gaze din Ploiești. Le-am povestit prietenilor mei și s-au uitat la mine așa, cu sprânceana sus, pentru că era genul de lucru care să emoționeze pe cineva în afară de mine. Când ești primuriști să fii antipatisat de colegi întotdeauna, așa că eu cumva trebuia să compensez printr-o generozitate extraordinară. Îi lăsam să copieze. Copiau ca niște fiare, dar asta nu mă deranja. Temele mele erau... foarte populare. Îl traduceai pe Eminescu în latină? Da, 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 și acum știu, spre exemplu, bucăți de versuri în limba latină. Mai că te-aș pune să-mi spui, uite, pot să spune. Fac asta. Pedicabo ego vos, edirumabo. Ce înseamnă? E luceafărul. La nimeni nu recunoaște. La bursa seducției, când reciți în limba latină, ei bine, cucerești pe toată lumea. Bursa seducției fiind? Fiind când vrei să fii seducătoare și vrei să-ți folosești alte arme decât, nu știu, fizicul sau... Te-a ajutat vreodată? Da, da, și da, cu iubiții tăi le-ai recitat? Diferențile, da. Mobila asta spune mai multe despre ei decât despre mine. În clasa 7 am luat primul 9.75, am vomitat 3 săptămâni, am făcut gălbinare, mi-a apărut și o eczemă, a fost efectiv ceva groaznic, ca în Bacovia. Suntem pe Intercontinental, eu aici vin să fac soliloquii și să gândesc în latină, totdeauna gândesc în latină pentru că altfel nu pot să funcționez. Când ai locuit în Londra, presupun că te-ai dus direct la British Museum, nu? Nu, nu, la bibliotecă m-am dus. Mi-am luat cu mine un cort și l-am montat în British Library și au vrut să mă dea afară, dar le-am zis, you shan't keep me away from knowledge. N-au avut ce să-mi facă, așa că până la urmă mi-au dat insigna de cititor fruntaș. Dizertația mea a fost politica rusă în contextul stelelor neutronice și a gramaticii limbii latine. După ce am citit toată biblioteca, am stat și m-am gândit, ce nu suport eu și mi-am dat seama că de fapt nu suportam discriminarea. Lumea cum te privește pe tine ca discriministă? Nu mă iau în serios la început, pentru că în România discriminismul este încă in its infancy. Atenție a nu se confunda cu discriminologia, care este cu totul altă mâncare de pește. Don't mistake discriminism with discriminology, because this is the essence of discrimination. De ce-ți place să faci scrimă? Îmi place că e singurul sport, sau poate greșesc, dar e sportul care se bazează cel mai mult pe respect. La Oxford am fost cea mai bună la scrimă. Doar m-am accidentat, am zis, n-aud, m-am accidentat, Te-ai accidentat? Da, m-am accidentat. A fost groaznic. Suntem la mine acasă, aici fac ceea ce îmi place mie cel mai mult, scârța pe hârtie. Sau cum se mai spune, literatură politică. Ca într-un vis, domnule președinte, vă adresez această scrisorică. Vreau să vă ajut, domnule președinte, căci nu-i așa, femeia trebuie să ajute bărbatul. Așa că lăsați-mă să vă ajut. Dați-vă puțin în spate și lăsați-mă pe mine să fiu președintă. Adică ce, eu nu pot? Ba da, și încă cum, stați să vedeți. Pot să scriu și în arabă, am învățat foarte ușor, ceea ce pentru mine durează 17 ani, mie mi-a luat 2 zile. Bine, nu vreau să mă laud, dar fi ridicol. Uite, așa se scrie în arabă, premiul Nobel. Care este cea mai mare teamă a ta? Am oroare de ridicol, nu-mi place să se facă mișto de mine. Cine râde de mine, mama lui este lucrătoare sexuală.